Înțelegem că ieri în ședința Partidului Național Liberal i s-a cerut premierului să preia comanda, citez, de la ministrul Ghinea. Ar putea fi o soluție preluarea PNRR de către premier, de la ministru? Lucru este ok, da. Ar putea să fie o soluție și ar fi o soluție excepțională pentru că premierul, domnul Câțu, sunt sigur, așa cum vă văd și cum mă vedeți, că va duce lucrurile acolo unde trebuie. El este omul cu care am discutat de foarte multe ori și a făcut timp. Atenție, nu-l periez, nu-l aud, n-am nicio problemă, și-a făcut timp. Ne-am întâlnit împreună cu președintele partidului, am discutat anumite chestiuni, însă când am ajuns în cealaltă parte, cineva nu vrea. Pe mine această chestiune cu cineva nu vrea mă ucide tot timpul. Adică cum nu vrei? Dom'le, trebuie să ai motive fantastice să nu vrei. Că ce zice nu știu cine. Dom'le, tot timpul va zice cineva ceva. Dar nu suntem capabili ca să putem să tragem o linie, să spunem, dom'le, asta este bine pentru România, asta este rău pentru România. Ce trebuie să facem pentru România ca să fie bine, ca oamenii ăștia să simtă odată că lucrurile se duc acolo. Bun, ele se duc și s-au construit foarte multe, că lucrurile se rostogolesc acolo unde trebuie, că nu tot timpul suntem într-o chestiune în care eu dau vina pe, folosesc asta, pe dumneavoastră, dumneavoastră pe mine și lucrurile rămân nefăcute. Ar fi o soluție, dar asta poate să aibă și un dus și un întors care din ar putea genera tensiuni în coaliție. Noi, lucrurile să nu fie atât de ok și pe urmă să plătești. Însă, exact ce v-am spus înainte, sunt sigur, să mai vorbim, că o să fim pe pământul ăsta, Dumnezeu are grijă de oamenii buni, sunt sigur că ne vom mai întâlni și o să vedeți că dacă va fi ceva de decontat, noi vom deconta. Pentru că peste tot se povestește lucrul ăsta. Nu pot să fiu de acord cu o grămadă de lucruri și nu pot să fiu. Cu ce nu sunt de acord? Cu minciuna și cu ipocrizia. Asta mă ucide. Deci cine minte și are această ipocrizie în el și acest rânje de hienă, să-i spun așa, nu poate să facă ceva bine pentru oameni. Nu ține. Nu pot să accept că cineva poate să vină să conducă o bucățică din afacerile țării, el neplătind un impozit până al altei niciodată, plătește acum pe salarul de putare. Deci lucrurile astea pe mine mă dor. Adică nu pot să cred că voi face, poate comparația este prea dură, curățenie cu cel care niciodată n-a știut la ce folosește apa și săpunul. Niciodată nu voi putea să facă lucrul ăsta și va crede că face educație în zona asta este departe, greu, pe generații. Asta mă dor. Știți prea bine ce s-a întâmplat și la Alba, cu suprefect, care fără școală și chestia asta, tot alunec în politică. Și vă spun de ce. Te doare când cineva vine și te arată cu degetul și spune că nu ești decât nu mai știu ce. Bineînțeles că ai o vârstă mai mare decât ei. Și cine vine să spună lucrurile astea nu e, cum să spun, e calificat să spună. A mințit că are școală, n-are școală, nu se știau lucrurile. Adică nu puteai să nu știi lucrul ăsta că cineva care ajunge sub prefect este o funcție teribilă. Poate să nu aibă școală. Ce m-a uimit și vă spun lucrul ăsta, am crezut că reacția va fi alta a oamenilor din România. Adică va fi o reacție în care vor spune, domne, nu este normal. O zi, exact, mai mare reacție era dacă trecea un tractor pe undeva și călca o pisică de Angora, nu o pisică de asta maidaneză. Nu vă supărați pe mine, nu dau sfatul, nu permit să dau sfatul în zona asta. Și nu dumneavoastră trebuie să aveți reacție. Am crezut și eu că oamenii n-am făcut lucrul ăsta ca să văd ce fac oamenii, dar am crezut totuși că încă mai avem în ce crede. Mai avem pentru ce să ne batem, că dacă se duce totul, gata. Ok.